Vom merge în vacanță ca și până acum, fără constrângeri, sau va trebui să dovedim că nu transmitem virusul SARS-CoV-2? Asociația Națională a Agențiilor de Turism salută inițiativa Greciei și consideră că aceasta ar trebui să constituie un model pentru România, unde se pot crea protocoale specializate pentru fiecare activitate și pot fi instruiți mii de angajați. Toată lumea se gândea că se va ajunge la aceste variante, cum au propus grecii. Deci, vaccinare, din câte vedem, românii stau bine la acest capitol. Testul PCR, care unele hoteluri din Grecia au ajuns să subvenționeze o parte din costul testului PCR. Sau testul antigen pentru a vedea dacă ai trecut prin boală. Modelul grecesc este cel care respectă liniile Uniunii Europene, pe când turcii, care au nevoie să primească în țară cât mai mulți turiști, lasă la liber. Toată lumea poate să călătorească. Turcia a anunțat că va primi turiști fără pașaporte de vaccinare anticovid și nici nu impune alte forme prin care oamenii să facă dovada vaccinării împotriva coronavirusului. Deocamdată, Turcia este number one în ceea ce privește strigătul, dacă vreți, de durere al turismului turcesc, în care spun clar, veniți, oameni buni, petreceți-vă concediu aici, noi avem grijă de voi. Grecii o spun, dar nu sub aceeași formă. Patronii de restaurante, baruri și de cafenele propun și ei soluții să poată funcționa fără restricții, printre care prezentarea unui certificat de vaccinare sau testarea rapidă la intrarea în incinte. Cu siguranță nu este cea mai bună soluție. Se vede și până acum că nu restaurantele sunt cele care au mărit rata de infectare. Noi o să păstrăm toate măsurile pe care le-am luat anul trecut cu dezinfectant. Într-o perioadă în care reprezentanții turismului nu știu cum va fi sărbătorit 1 mai muncitoresc, singurele certitudini vin din partea bisericii. Arhiepiscopul Teodosie al Tomisului spune că de Paște îi așteaptă pe enoriașii din toată țara, fără discriminări legate de COVID. Ducem lumina de pe mare, vom face în parcul catedralei învierea, toți oamenii care vor să vină, eu îi invit să vină de pe acum, să se pregătească prin post și rugăciune și să aștepte și să vină la înviere. Ministrul elen al turismului se va afla săptămâna viitoare în România, unde va avea o întrevedere cu omologul său român, Claudiu Năsui. ANAT își pune mari speranțe în această întâlnire.